Bună, dragilor, și bine ați venit în bucătăria mea! Astăzi v-am adus o prăjitură simplă și rapidă, cu arome de vară și cu un gust special, prăjitură cu ciocolată și cireșe, mai exact, o brownie cu cireșe, acea negresă cu fructe, cu origini americane, crocantă la exterior, cu un mijloc cremos, ciocolătos, plin de bucăți de ciocolată topită și cireșe. Așa că, dacă vă place ciocolata, haideți să vedeți ingredientele. 200 de grame de unt cu minim 80% grăsime, 200 de grame de ciocolată neagră cu un procent de cacao de 60-70% ruptă în bucățele, 250 de grame de zahăr alb sau brun, 4 ouă, 150 de grame de făină, 50 de grame de cacao, 100 de grame de picături de ciocolată, o linguriță cu extract de vanilie, sare și 400 de grame de cireșe, spălate și cu sâmburele scos. Am cântărit fructele după ce le-am scos sâmburii. Eu nu am un aparat special pentru scos sâmburii și folosesc un pai din acela de băuturi. Este metalic și eficient, nu mi-ocupă mult loc și îmi fac foarte bine treaba cu el. Evident că putem face negresa cu orice alte fructe, căpșuni, vișine, mure, afine, zmeură, un mix de fructe de pădure, dar și cu piersici, caise, mango sau ananas, tăiate în bucățele mici. Vara, fructele proaspete sunt la putere, dar putem face negresa și iarna, cu fructe congelate, decongelate și bine scurse. Nu iese la fel de bună cu fructe din compot, pentru că acestea sunt deja fierte și se vor pierde prin aluat. Ce este important pentru o brownie perfectă? Să folosim unt cât mai gras, o ciocolată neagră de calitate, nu ciocolată de menaj cu lapte sau alte arome și, la fel, o pudră de cacao de calitate. V-am promis că e simplă și rapidă, așa că haideți să ne apucăm de treabă. Încălzim cuptorul și ungem cu un totavă, cu dimensiunile de 24x24 de centimetri, tapetată cu hârtie de copt. Într-un bol termorezistent, punem ciocolata neagră ruptă în bucățele, zahărul și untul tăiat în cubulețe și așezăm castronul deasupra unei cratițe cu apă care clocotește încet. Din când în când amestecăm și le lăsăm să se topească pe baie de aburi până când avem o compoziție omogenă. Bolul trebuie să se potrivească perfect peste cratiță, pentru ca aburul să nu iasă pe lângă el. Apa din cratiță trebuie să fiarbă cât mai încet, iar fundul bolului nu trebuie să atingă deloc apa fierbinte. Le lăsăm până când untul și ciocolata sunt topite și amestecul este omogen. Le dăm deoparte și le lăsăm să se răcească până când ajung la temperatura camerei, timp în care mai amestecăm din când în când. După ce s-au răcit, punem extractul de vanilie și adăugăm ouăle, unul câte unul. După fiecare ou adăugat, mixăm întâi la viteză mică, apoi la viteză mare, cam 1-2 minute după fiecare ou adăugat. Ouăle trebuie să fie la temperatura camerei. Dacă punem ceva rece peste ceva cald, amestecul se poate brânzi. Este valabil în orice situație. Cam așa ar trebui să arate. Peste această compoziție cernem făina și pudra de cacao, astfel se și amestecă și acumulează și aer. Punem un sfert de linguriță cu sare și amestecăm ușor, acum cu o spatulă, cu mișcări de jos în sus, ca și cum am întoarce compoziția până la omogenizare, dar nu mai mult.
nu amestecăm mai mult decât este nevoie, pentru că vom pierde tot aerul acumulat și prăjitura nu va mai crește. Este important să nu amestecăm circular, ci numai pe verticală. Prăjitura nu are praf de cop și va crește doar de la aerul acumulat până acum, când nu mai avem punguțe de făină și bulgărași de cacao, ne oprim. Punem 3 sferturi din picăturile de ciocolată, 3 sferturi din cireșe, nu le-am cântărit, și amestecăm ușor, tot cu spatula, până la încorporarea completă. Compoziția, vedeți, trebuie să fie densă, groasă și lipicioasă. Punem aluatul pentru brownie în tava pregătită și îl întindem pe toată suprafața. Deasupra punem din loc în loc cireșele rămase, presărăm picăturile de ciocolată rămase și punem negresa cu fructe în cuptorul încălzit la 175 de grade pentru 40-45 de minute. Când o scoatem din cuptor, mijlocul trebuie să fie încă moale, să tremure ușor. Ea se mai gătește pe măsură ce se răcește. Nu exagerăm cu coptul, altfel brownie se usucă prea tare. Nu mai e brownie. Lăsăm prăjitura cu fructe și ciocolată la răcit pe un grătar, în formă, este încă moale și fragedă și se poate rupe. Apoi o feliem cu un cuțit bine ascuțit pe care îl spălăm și îl ștergem după fiecare tăietură. O putem lăsa simplă, să o pudrăm cu zahăr, să îi punem deasupra ciocolată topită, moațe de frișcă, puțină brânză mascarpone sau o cupă cu înghețată. Se păstrează în frigider, de preferat netăiată, într-o cutie închisă ermetic până la 5 zile sau la temperatura camerei, acoperită cu folie alimentară până la 3 zile. E super ciocolătoasă, ați văzut, cu puține ingrediente, dar delicioasă și aș zice că se savurează în porții mici. Să vă fie de folos! Sper să o încercați și vă aștept în comentarii să-mi spuneți cum v-a ieșit sau dacă aveți întrebări. Iar dacă vă sunt de ajutor rețetele mele, abonați-vă la canalul de YouTube și activați notificările. Vă aștept cu drag în mica mea bucătărie cu rețete noi. Până data viitoare, să aveți zile delicioase și spor la prăjiturit!